Bun, și intrăm și noi în Schengen acum, ca ați pomenit, pe 5 acum. Eu vă spun o chestiune, unul la mână. Mă bucur că Spania se ține de cuvânt și pune pe ordinea de zi, cum a făcut-o și Cehia, problema Schengen. Presiunea din partea Comisiei Europene, a conducerii Parlamentului European, a rezoluțiilor celor 6 din Parlamentul European, a Consiliului European este uriașă, a partenerilor noștri transatlantici, Statele Unite, Marea Britanie, pe Austria. Austria, deși a pierdut din punct de... n-a câștigat politic electoral în cele 4 rânduri de alegeri care le-au avut în 4 landuri, Niederösterreich, Salzburger Land, Carintia și Vorarlberg, unde au avut alegeri în această, și Tirol, în această perioadă, ei n-au câștigat decât un singur land. Deci politica pe care au enunțat-o împotriva României nu le-a adus plus lor, le-a adus partidului de extremă dreaptă, FPO-ului, nu FPO-ului. Cu toate astea încă, deși s-a dovedit că proiectul pilot funcționează și a spus-o Ylva Johansson, comisar de afaceri interne, că funcționează perfect și că a scăzut foarte mult numărul migranților pe granițele de sud, pe România, Bulgaria și chiar Ungaria. Că s-a dovedit că migranții vin pe Balcanii de vest, nu pe Balcanii de est. Deci, practic, cumva România a fost exonerată din această zonă. Au fost controlele succesive, s-au dovedit că funcționează poliția de frontieră, că funcționează centrele de migranți. Bun, și nu am cu intrat, toate astea, da, nu da. Am intrat. Și eu, erau două poziții. Doamne, ce facem? Dacă Ungaria, dacă Austria nu ne dă ok înainte, mai punem pe ordinea de zi? Și eu sunt unul dintre cei care spun că trebuie să fim pe ordinea de zi. Pentru că altfel nu putem să acționăm în judecată statul austriac. Ca să poți să dai în judecată la CJU statul austriac, potrivit tratatului Uniunii Europene, poți să o faci în 60 de zile din momentul unui eventual refuz. Asta înseamnă că până pe data de 4 februarie poți să dai în judecată statul austriac în cazul în care s-ar opune. Eu sper până în ultima clipă că le vine mintea la cap și înțeleg că nu doar România pierde bani și încrederea populației în mecanismele europene. Europa are o problemă, e o problemă de coeziune europeană, e o problemă de un atac pe care Austria îl duce la adresa Europei, pentru că în momentul când dai toate statele europene, cu excepția Austriei, care spun, domnule, România trebuie să fie în Schengen, nu vă mai opuneți, că nu aveți nicio motivație reală, folosiți cifre false și tu continui să faci asta, creezi o problemă, pe de o parte, cetățenilor români care stau la granițe, care stau pe culoare separate, că dumneavoastră dacă mergeți în Germania, n-aveți niciun control, nici rutier, nici feroviar, nici aerian, dar mergeți veniți din România, aveți control și e deranjant. Ca să nu vorbim de cei care circulă exclusiv pe rutier, și aici vorbesc de marfă, pentru că acolo pierdem bani și pierdem bani mulți, zeci și zeci de miliarde și nu pierdem doar noi. Plus că, apropo de Green Deal și de planurile președintei Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, păi dacă tot vorbim că trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon, păi doar prin statul la granițe crește de câteva zeci de ori emisiile de dioxid de carbon, cu oamenii stau în mașină și stau uneori 24 de ore, 36 de ore la granițe. Deci noi pierdem 1,7% din PIB. Da, dar știți ceva? Noi nu pe cancelarul Nehammer l-am ales. L-am ales pe președintele Iohannis, da? Da, și guvernul României. Și guvernul României. Corect. Și pe dumneavoastră că europarlamentar și pe toți ceilalți. Și noi trebuie să ne batem pentru asta. Da. Deci de asta zic, adică dumneavoastră, faptul că dumneavoastră îl criticați pe Nehammer, noi nu ne încălzește cu nimic, că noi nu l-am ales noi. Vă dau dreptate. El a fost ales de austrieci și face o politică dreptate pe care îl consideră benefică Austriei. Dar care este împotriva Europei, nu doar a României. Da, bine, el consideră că e benefică Austriei, dar prin perspectiva imigrației ilegale, da? Bun. Care e mult mai redusă? Noi când i-am dat cifra de 6,5 milioane, imigranți din Ucraina. E drept că au rămas 200.000 pe teritoriul nostru. Dar au trecut și România a făcut față cu puțin ajutor european. A existat pe subvenția dată copiilor, pe banii dați copiilor din Ucraina. A existat ajutor european de vreo 400 de milioane în total. Primul de 120. Dar în rest a susținut România tot acest efort. Drumurile, ajutorul umanitar, totul. Și România nu s-a plâns. Nu s-a plâns nicăieri.
Deci eu cred că, sigur, eu nu vin să exonerez clasa politică, nu vin să spun, domne, guvernul, președintele, ministrul de externe, ministrul de interne, echipele de europarlamentari, tot să-și facă treaba. Eu zic în continuare că trebuie ținut subiectul pe agenda și pentru că e ultimul mare proiect pe care România l-are de îndeplinit. OCDE-ul e mic. Marele proiect NATO, cum arăta România fără NATO astăzi, fără umbrela de securitate, tremuram, Doamne ferește, în contextul războiului din Ucraina, cum arăta România fără Uniunea Europeană și fără fondurile europene și fără libera circulație, pentru că noi uităm de cei 6 milioane de români din afara granițelor, 1,4 milioane în Marea Britanie, 1 milion în Spania, 1,2 în Italia, 1,3 în Germania, 800 de mii în Franța, plus în comunitățile mici. Dar știți ce e interesant și le spun uneori celor colegilor mei? Oameni buni, dacă vă uitați în istorie, în 36-38, 1936-1938, în Transilvania și Banat, Bucovina, cele trei regiuni, existau undeva la, deci Ardeal, Bucovina, Banat, existau undeva la 60.000 de austrieci care lucrau. Majoritatea, 45.000, erau guvernante, lucrau în casă, învățătoare, guvernante, 15.000 erau meșteri austrieci care lucrau în România. Astăzi există undeva la 250.000 de români care lucrează în Austria, cum e scara istoriei. Greci, peste 100.000 veniți în România, acum 150.000 în italieni, 70.000 de italieni care lucrau în România, în special în zona de construcții, proiectare, construcții și meșteri renumiți, acum 1.200.000. Vedeți, ciclul istoric e foarte interesant. Și eu am zis, domne, îmi doresc enorm să trăiesc în viața asta și la un moment dat, în casă la mine, de grădina mea de zarzavaturi. Că eu nu mă duc, apropo de pătrunjel. Domnule, merge la pătrunjel și la usturoi. Domnule, chiar știu care e diferența între usturoiul românesc, unguresc și chinezesc. Pentru că îmi place, fac paste, particip la... mă duc săptămânal la... Și poate să confirme doamnele din piața de la Cluj și mai ales doamnele din piața de la Băneasa. Săptămânal sunt în piață să-mi cumpăr ardei, pătrunjei și așa mai departe, brânză de la sibienii mei. Și zic, dom'le, zic, mi-aș dori în viața mea ca nivelul de trai din România să crească atât de mult încât să am și eu angajați acasă 2-3 austrieci. Dom'le, m-aș purta impecabil. Mă port de altfel cu toți oamenii care se angajează la noi în casă sau în companii. Am un comportament și aș fi fost exemplu la masă cu noi. Dar să fie angajați, să fie niște vienezi angajați la mine în casă. Așa mi-aș dori chestiunea asta, vă spun cu toată sinceritate. Da, repet, comportându-mă impecabil și plătindu-i absolut corect. Și ce vreau să vă spun apropo de Schengen. Ieri a venit în Parlamentul European aici, la Strasburg, președintele Keniei. Ați văzut ce inele de securitate? 6 inele de securitate. Da, evident, e protocol de securitate, da, ca pentru orice alt președinte. Poate vorbim un pic, că nu m-am exprimat și de vizitele din Africa. Asta voiam să vă spun. Președintele Iohannis s-a întâlnit cu președintele Keniei în turneul african. Între timp, președintele Keniei a venit dânsul la Strasburg, la Parlamentul European. Astăzi s-a vorbit despre Schengen, că a venit și premierul Bulgariei în Parlamentul European, în fața dumneavoastră, a parlamentarilor, da? Și ați dezbătut cu el și problema Schengen. În schimb, președintele Iohannis e tot în Africa. Ieri era, dacă nu mă înșel, în Senegal. Zilele trecute în Capul Verde și chiar a dat o declarație pentru Libertatea. Am văzut, a fost un reporter acolo și a spus celor de la Libertatea că a repus România pe radarul european. Pe radarul Schengen încă nu suntem. Pe radarul african, am spus. Dar să știți că face eforturi să fim. Eu vă spun o chestiune. Președintele Iohannis, care a fost foarte criticat pentru acest periplu african, a făcut niște lucruri acolo pe care o să le aflăm cu siguranță pas cu pas, în stilul domniei sale, dar foarte importante pentru economia României. Pe mine, vă spun că am văzut și glumele și atacurile din media pe subiectul Hakuna Matata.
Acum am atrat, ca să spunem, am înțeles că înseamnă să nu ai nicio grijă. Să nu ai nicio grijă, dar Hakuna Matata... Asta i-a urat oamenii de acolo, președintele Iohannis. Da, este o expresie în limba Shavili, în limba tradițională africană. Și ați văzut acea imagine cu tabloul domnului președinte Iohannis aruncându-se apoi în... Trebuie să înțelegem ceva. În culturile și în zonele de tip Africa, de tip Asia, trebuie să respecti extrem de serios cutumele. În Orient sunt niște cutume, sunt niște tradiții pe care le, dacă te duci în vizită acolo, le te înscrii. Și regele Charles a făcut asta. Și Barack Obama a făcut-o în Kenya. El având strămoși din Kenya, Barack Obama a participat și dânsul la aceeași la aceleași tradiții și la același ritual. Da, da, domnul Iohannis i s-a potrivit mănușa, așa că cu Hakuna Matata să nu ai nicio grijă. Nu, Klaus Iohannis. Vă asigur că are destule griji și eu mă, singurul lucru care îl reproșez este că inclusiv colegii mei și eu n-am ieșit mai devreme să explic cât de importantă este intrarea. Pentru că vă spun ceva, domnul, mă întorc la ceas. Ați început cu ceasul. Păi, România poate deveni furnizor de hrană, de mâncare, pentru 80-100 de milioane de cetățeni. Că ăla e marea bătălie, mâncarea, hrană. România poate deveni super jucător în domeniul energetic, furnizor de energie, în domeniul lemnului, în domeniul armamentului, dacă se fac investiții, pentru că am fost în top 5 producători de armament. Acum stăm pe poziția 64 până în 96-95. Am fost pe poziția 5-6. Acum suntem pe poziția 50. Ei, sau 64. 64. Am fost 58, apoi 64. Dom'le, noi nu putem să ne apucăm să construim nici telefoane mobile. Nu putem să ne ocupăm să facem stilou poenari, la fel de bun ca și Mont Blanc, ăla ne-a ieșit. Ceasuri fac elvețieni. Degeaba ne apucăm noi să facem acum marca Decebal sau Burebista, că nu ne iese ca și IBC, Rolex sau Breguet sau alte ceasuri de marcă, Vacheron Constantin sau ce ceasuri de marcă sunt, Hublot sau... Deci n-are rost să încercăm. De asemenea, ca piețe. Păi, piața africană e o piață care astăzi e căutată din China, Rusia, Brazilia, Argentina la America, Germania, Franța. Franța duce o luptă acerbă să-și păstreze influența în zona africană, deși Macron a reușit performanța ca după 200 de ani să scade influența franceză, două mari realizări a avut. Influența Franței în Africa a scăzut dramatic pe mandatul domniei sale și de asemenea a reușit performanța să creeze o problemă inclusiv statului român cu recunoașterea, statutului de autonomie pentru Corsica, cerut de corsicani de vreo de 10 de ani, de 80 de ani. Deci astea două chestiuni. Mie mi-a plăcut Macron la început pentru că mi s-a părut un tip cultivat în primul rând. Când l-am văzut în primul discurs la câștigarea primului mandat în fața piramidei de sticlă de la Louvre, ținând un discurs despre Jean-Jacques Rousseau, despre iluminism, despre renaștere, despre școala filozofică și despre cultura europeană și civilizația europeană iudeo-creștină, când am auzit că unul dintre cei mai mari Jacques Desailly, unul dintre cei mai mari Ataï, unul dintre cei mai mari columniști, editorialiști și jurnaliști, scriitori francezi ai vremii, a spus: domne, am lucrat cu Mitterrand. De la Mitterrand n-am mai vrut să lucrez cu nimeni, nici cu Chirac, nici cu Sarkozy, nici cu Hollande, care era de stânga, eu sunt de stânga, dar m-am dus să-l consiliez pe Macron și l-au întrebat jurnaliștii: dar de ce m-ați dus să-l consiliez? Pentru că m-am dus cu el în Galeria Mare de la Louvre și mi-a povestit, am reușit să stau cu el două ore și să-mi vorbească de fiecare tablou și să mi-l prezinte. Și să am cu el o discuție impecabilă despre iluminism. Și chestiunea asta mi-a arătat că omul acesta are mai mult decât profilul unui politician. Și asta l-a făcut să lucreze. Deci mie mi-a plăcut chestiunea asta culturală. Toate accepțiunile lui erau culturale, erau în discursuri, dacă v-ați uitat. Dar pentru Franța e o problemă. Deci Macron se bate să rămână în Franța. Germania încearcă să rămână în Franța. Belgia încearcă să rămână în Franța, în Africa. Statele Unite e interesat. Și noi ne trimitem președintele, care are un dublu
un dublu parcurs, unul pentru România, unul la nivel european, pentru că reprezintă Europa acolo, nu? Sunt convins că va face și o informare în Consiliu, nu doar la nivel european. Și miștocări în totul. Noi avem talentul ăsta de a arunca în derizoriu și de a miștocări absolut orice și când se întâmplă bun. Deci faptul că omul respectă tradițiile, faptul că vizitează 7 state în 10 zile sau 8 state, faptul că deschide niște porți pentru o țară, România, care a fost prezentă. Noi am avut exporturi masive în Africa. E o zonă unde noi putem continua legăturile economice, atât de import pe materii prime, cât și de export pe materiale. Pentru că, repet, știu că nu ne place, dar nu putem produce calculatoare mai bune decât în Silicon Valley și nu putem, deși le facem și ei le fac cu jumătate creier românesc. Și nu putem să ne apucăm noi să producem telefoane sau ceasuri mai bune decât americanii, nemții, britanicii sau mașini mai bune decât nemții. Tăne, avem o șansă. De ce ne apucăm? Nimeni nu s-a uitat să spună, ce face omul ăsta acolo? Care sunt acordurile care... În Kenya a semnat 3 acorduri. Același lucru le-a făcut în toate statele pe care le-a vizitat. Deci, crede-mă, vizita lui Iohannis, sigur că imaginea într-o țară cu multiple probleme, cu o populație sărăcită, între elefanți, girafe și căldură, a apărut, domne, dar ce caut? Dar cum era să meargă președintele? A fost îmbrăcat absolut corect, ca un British style, ca un om care știe să respecte și statul respectiv și din punct de vedere al ținutei în toate vizitele sale, inclusiv în celebrul safari care a umplut internetul. Repet, singura mea, că am fost ocupat să răspund la atacurile pesediștilor unele dintre cu ceas și n-am avut timp să ies să explic ce face președintele acolo. Dar cred că trebuia vorbit mai mult și trebuia explicat exact ce înseamnă fiecare tradiție, ce înseamnă fiecare zonă, ce înseamnă o astfel de vizită pentru președinte și prezentat regele Charles, regina Elisabeta, Obama, personaje, Angela Merkel, personaje, Margaret Thatcher în vizite de stat în continentul african în care au fost nevoiți să asiste la aceleași tradiții. Absolut, nu. Țările africane sigur sunt minunate, sunt extrem de valoroasă. Nu s-a dus în vacanță, domnule, acolo, Claus Iohannis. Nu, dar nu s-a dus în vacanță. Vă asigur că nu s-a dus în vacanță. S-a dus să deschidă piețe, să deschidă legături și să reînnoade legăturile, poate uneori... Gândiți-vă că o mulțime de lideri africani au făcut școală la București sau la Cluj sau la Iași sau la Timișoara sau la Brașov, la silvicultură. Dom'le, lucrurile astea trebuie renodate, renoite. Pentru noi e o piață uriașă, e un continent întreg. De ce să nu folosim continentul african ca piață pentru România? Sigur că da. Nu discut acum nici oportunitatea vizitei, nici momentul, nici nimic. Dar pe lângă... Că a văzut un elefant, nu știu ce a văzut. Că l-a văzut într-un safari. Bine, domne, asta e problema, că de ce s-a dus Iohannis cu o geacă ca și Sherlock Holmes? Că am văzut comentarii pe la televizor. Păi și ce să-și fi luat, domnule? Da, să-și ia ca și gecuță, ca și mao, sau ce să-și ia săracul pe el? Sau în ce să se îmbrace? Dacă s-a dus într-o zonă africană, s-a dus cu cravată, n-a ieșit la, tocmai ca să nu, doamna, doar prima doamnă s-a dus la un moment dat într-o horă din asta cu tinerii, tocmai ca să nu fie interpretabil, domnia sa a rămas rezervat, dar mi se pare că e nedrept, credeți-mă, absolut nedrept și... Am o vagă bănuială, din păcate, pe care acum nu vreau să vă ofer un breaking news mai mult decât am oferit. Hai, faceți! Dar mi-e teamă că cineva, pare că cineva a lucrat. Adică eu am văzut ultimul an de guvernare în cadrul unor președinte. Emil Constantinescu, Traian Băsescu, acum Claus Iohannis. Și pare... că la un moment dat, în momentele când se apropie de finalul unei perioade, unii încearcă să împingă o imagine, să schimbe o imagine despre un președinte. Unii care? Serviciile secrete? Nu, serviciile, nu comentez, speciale. Că am zis, nu vreau să dau serviciile sociale, cu siguranță. Speciale, nu sociale. nu, am zis eu sociale, voit, că eu v-am auzit ce a zis dumneavoastră. Nu zic nimic. Nu zic, eu spun doar că
Nu, dar de regulă se spune, adică ce a remarcat că pe finalul mandatelor serviciile își iau mâna de președinte. Eu vă asigur că în continuare Claus Iohannis e până în ultima zi de mandat extrem de puternic și cine și închipuie că Claus Iohannis și-a pierdut forța pe care o dă Constituția României, chiar dacă nu e un regim prezidențial tipic de pe model francez sau pe model american, este un regim semi-prezidențial, da, în care președintele are și putere executivă, nu doar de reprezentare după modelul german, unguresc sau italian, se înșală amarnic. Claus Iohannis e în toată puterea poziției pe care o are și formală și informală. Și ce planuri aveți cu dânsul mai departe? Păi eu n-am planul, că dânsul nu, are PNL-ul planul cu noi eventual. Noi da, cu dânsul n-avem planuri, dânsul cu noi, că e mai sus decât noi. Bun. Păi noi continuăm parteneriatul cu domnia sa. E un parteneriat asumat. Fără. Până acum, întreaga noastră guvernare, întreaga noastră s-a dus în parteneriat cu președintele Iohannis. Deci vă asigur că în continuare vom merge în același parteneriat cu domnia sa. Nu ieșim din parteneriatul cu Claus Iohannis, că au tot felul de comentatori, de analii, domne de... Nu, nu. Am fost în parteneriat, rămânem în parteneriat până la capăt, până în ultima zi de mandat. Dar acum cât a fost zilele... După care, sigur, domnia sa face ceea ce consideră, dar... Cu experiența pe care o are, cu imaginea pe care o are, cu toate aturile, oricând poate să ocupe o poziție la nivel european, oricând poate să ocupe o poziție la nivel național. Ce poziție național. Țintește nu sunt eu, că nu sunt, dar eu nu știu, că nu mi-a spus ce poziție țintește, dar eu vă spun că oricând poate să ocupe o poziție, dar când îl văd, că văd tot felul, domne, că înalt, că nu. Claus Iohannis poate fi, din punctul meu de vedere, președintele Consiliului sau președintele Comisiei, respectiv, în rest, dacă nu, domnia sa alege. Adică nu poate să coboare, nu poate să fie, domnule, Claus Iohannis merge comisar. Ne, când ești președintele detalia României, da. Nu te duci comisar și nu va merge Claus Iohannis comisar, că nu-i Dacian Cioloș sau Corina Crețu să meargă comisar sau Adina Vălean. Adică totuși, eu pic de diferență, ca să nu spun foarte, foarte, foarte mare diferență. Dar repet, pe turneul african, problema a fost de comunicare și de faptul că nimeni nu a dat suficiente detalii, atât cât se poate da într-o vizită. Da. Păi acum nu dânsul trebuie să se ocupe serviciile de asta. Serviciile dânsului de comunicare. Nu știu, că am văzut și eu cu serviciile, că a zis, nu cum a zis, că cere serviciilor să dea prețurile, să dea sumele. Da, da, a zis, nu știu, chiar nu știu cine trebuie să dea, eu spun doar atât. Inclusiv noi, PNL, am greșit, pentru că vrem, nu vrem, Partidul Național Liberal e legat intrinsec de președinte. Dacă domnia sa e lovit, automat, prin ricoșeu, încasează și PNL. Dacă PNL e lovit, o încasează și președintele. Deci cred că inclusiv noi, și o spun extrem de responsabil, trebuia să ieșim mult mai serios și cu argumentație și vorbim cum am vorbit eu astăzi aici, despre vizita din Africa. Nu, dar cât a lipsit dânsul în Africa, dumneavoastră... Și încă e acolo, încă e în Africa. Și încă e acolo, da. Noi ne-am dat pătrânjei, am întrebat cu pătrânjei. Exact, și v-ați răfuit cu premierul. Eu nu m-am răfuit cu dânsul. Dânsul s-a răfuit cu mine. Eu nu l-am jignit și nu o să-l jignesc. Dânsul s-a răfuit cu noi, noi cu dânsul nu. Noi vrem doar o echilibrare a relațiilor din coaliție. Vrem o recalibrare, dacă vreți. Nu cerem altceva decât respect. Dom'le, vă respectăm, respectați-ne. Înțelegeți-ne că avem ideologii diferite, corect, avem doctrine diferite, avem abordări economice diferite. Noi credem că motorul economiei sunt capitalul privat, credem că cu cât cobori impozitele și taxele, cu atât economia se dezvoltă mai mult. Cred foarte mult în liberă inițiativă și în libertăți. PSD e un partid socialist, gândește altfel abordările. Da, dar vedeți că PSD-ul lovește în electoratul dumneavoastră, în capitalul privat, în micii patroni, în clasa de mijloc aitiști, cu mâna dumneavoastră, da? Cu taxele propuse și, până la urmă, redactate de domnul Boloș, și care susține de PNL. Din fericire n-au ieșit toate discuțiile noastre cu domnul Boloș în spațiu public și cele care au ieșit nu trebuiau să iasă. Dar să nu vă închipuiți că nu există dispute și discuții. Partidul Național Liberal e un partid foarte liber și poate din punctul ăsta e cel mai frumos partid. Nu-i dictatură în Partidul Național Liberal. Au fost discuții în care anumiți lideri, domnule, dacă s-a exprimat președintele, de ce vă exprimați voi, președintele partidului? Păi la noi, să știți că nu există tiranie, nu există autocrație. Poți să ai păreri și să ți le exprimi. Și se vede acest lucru. La noi sunt respectați și un primar și un ministru. E respectat sigur că un Emil Boc,
un Gheorghe Fluturi, un Ilie Bolojan, au un respect extraordinar, un Ion Dumitrel, pentru că sunt aleși local, validați de electorat de multe ori și care au dezvoltat, care au creat creuzete în anumite zone de dezvoltare. Clujul sub Emil Boca Lintișe a avut o transformare fantastică. Oradea, Bihorul, Aradul, Timișul, Hunedoara, Deva, cu Floi, Cara Severin, Reșița, Piatra Neamț cu tânărul primar Carabelea, Suceava cu Fluturi și Lungu, același lucru la Iași, acum cu cei doi președinte Constituția Primar, okay. Constanța cu Chițar, adică noi, de asemenea Brașovul, lui Veștea, Câmpeanu, dincolo, Popa, Turc la Pelea, știu pe toți și știu ce au făcut fiecare. Știu ce au făcut fiecare la Blaj, la Ogna Mureș, ce au făcut la Rădăuș, ce au făcut în Sinaia, ce au făcut în orașele noastre din Banat. Adică chiar am avut și avem aleși buni, foarte serioși și foarte muncitori, oameni care s-au dedicat comunităților. Și de asta cumva mă doare că Partidul Național Liberal, în loc să prezinte aceste aturi, să-și prezinte ce a făcut în cei 4 ani jumate de guvernare, prin ce momente dificile a dus România, cum a reușit să atragă bani europeni, cum au crescut procentul de atragere la 72% și era la 28%, cum am reușit să aducem investiții străine directe cele mai mari din istoria ultimilor 33 de ani, cum am reușit să dăm ajutoare pentru companii private în plin COVID, când societățile sufereau și care sunt societățile care au luat. Cum am reușit să aducem bani europeni în comunități rurale, în mici, în urbanul mic sau în marile comunități urbanizate ale României, bani europeni prin inteligența și prin deschiderea președinților noștri de consilii județene și a primarilor, indiferent de localitate. N-am vorbit de ei, nici de Iancu Sălăjeanu de la Sălaj, n-am vorbit nici de cei de Cătălin de la Vrancea, de primarul de Tulcea. Noi chiar am schimbat fața orașelor, comunelor și județelor acolo unde am avut guvernarea. Dar dacă nu vorbești de toate astea, dacă nu explici cetățeanului român, îl lași pradă extremismului, îl lași pradă fatalismului, lași pradă discursului antisistem, populist și anti-european. Ăsta e cel mai mare pericol. Europa asta este un continent absolut fabulos. Manfred Weber, că suntem la Parlamentul European, liderul EPP, spunea o chestiune fantastică. Europa, construcția europeană, stă asemenea unei imense cupole de catedrală pe turlele tuturor bisericilor creștine din Europa. S-a părut poate cea mai frumoasă exprimare a construcției europene. Pentru că dumneavoastră când mergeți cu băiețelul dumneavoastră să-i dea Dumnezeu sănătate și cu soția, mulțumesc, la Viena, vizitați eventual târgul de la Viena sau grădina zoologică sau Schönbrunn, dar cu siguranță veți merge să vedeți Stefan Plac și Stefan Dom. Dacă mergeți la Paris și nu sunteți un din ăsta din nou, noi îmbogățiți a vedetelor de carton, nu veți merge doar pe Champs-Élysées sau la Galerie Lafayette. Veți merge cu siguranță să vizitați Notre-Dame. Să arătați Notre-Dame, să arătați marile, să arătați Louvre, Arcul de Triumf. Dacă mergeți la Londra, nu veți merge doar pe Regent Street sau Oxford Street sau Bond Street la cumpărături sau în Harrods sau în Selfridges, ci veți merge cu siguranță în Westminster Abbey, veți merge cu siguranță în marile muzee londoneze, veți merge cu siguranță la St. George, veți merge cu siguranță să le arătați și altceva, Windsor. Dacă mergeți la Madrid, la fel. Dacă mergeți la Barcelona, la fel, să vadă Sagrada Familia. Deci vedeți, oriunde ne-am duce în Europa, căutăm o catedrală. Unul dintre drumurile noastre la Roma e legat de Vatican sau de Sfântul Petru, de Catedrala Sfântul Petru. La Milano nu te duci doar pe zona comercială din Milano, ci te duci și domul. Dar vreau să vă spun... Dar vedeți, asta înseamnă creștinism european. Asta este baza noastră creștină. Apropo de creștin-democrație, EPP, ca a spus de domnul Manfred Weber, domnul Iohannis este un lider al EPP, da? Din cadrul EPP. Foarte important. Unul dintre cei mai importanti. Gândiți-vă că Mitsotakis al Greciei, premierul Greciei, Klaus Iohannis, sunt astăzi printre cei mai importanti lideri de dreapta, pentru că Germania are stânga, Franța are Renew, Spania îl are pe Sanchez,
trădătorul stângii, cel care aruncă în aer din punct de statul constituțional francez, în momentul ăsta dând acea amnistie după modelul Dragnea celor din Catalunia care au dorit dezlipirea de Spania. Deci marile state, cei din Italia, Meloni cu Tajani și cu sunt în grupul ECR, sunt ID și ECR, doar Tajani este unul dintre vicepremieri, este MPP, deci din triumviratul puterii din Italia, ECR, ID sunt cei care conduc. Dar și Nehammer din Austria, e tot din PP, e doar din PP și e un reproș, pentru că eu am fost cel care am solicitat scoaterea OFP-ului pentru atacuri împotriva eurosistemului din grupul PP. Pentru că Nehammer a spus foarte corect, așa este. El este EPP, este în familia europeană care e cea mai mare. Noi suntem 191 în Parlamentul European, din 705, 191 noi, socialiștii sunt 145, Renew-ul, Dacian Ciolo și Macron sunt Sejourné, sunt 104, grupul ECR, conservatorii, sunt a doamnei Meloni și a lui Fidesz-ului Orban și a PIS-ului polonez și a AUR-ului, sunt undeva la 80, dar AUR n-are încă reprezentanță acolo, IDEU 60, Green-ul, deci verzii, Grüne 74 și mai este Left-ul vreo 45 și ăsta e tot grupul. Ok, domnule Hamere de la noastră la PP, da, ca și domnul Iohannis vorbește și vorbesc amândoi limba germană, nativ, nu se pot, nativă. Exact, limba germană e limba lor, da, da, nativă, limba mamă. Nu se înțeleg, de ce nu? Păi, acum, domnul Iohannis, că domnul Iohannis s-a încercat să se înțeleagă, dar uneori e greu cu un om care are o cultură complet diferită. Nehammer, trebuie să vă uitați puțin la parcursul său. A fost milițian, instructor de milițieni. N-am nicio problemă, respectă milițienii și polițiștii și milițienii. Domnul a fost milițian, instructor de milițieni și primul lui gest a fost să transforme casa unde s-a născut Adolf Hitler în secție de poliție și după care să o renoveze, să o transforme în muzeu. Plus, în afară de asta, are o dependență de 78% sau 79% de gaz rusesc, economia Austriei. Noi putem fi furnizori să înlocuim gazul rusesc cu gaz românesc, extras din Marea Neagră sau din Belciugatele, dacă mai venim cu niște investiții și nu sunt mari. Plus companie de hidrocarburi, de gaze, română-austriacă. Română-austriacă, Neptun Deep-ul, da, 50-50%. Da. Pe o investiție de 4,6 miliarde. Ăla e marele nostru. Asta nu contează niciun fel, dar argumente... 7% din PIB-ul austriac este format din topul celor 11 companii din primele 20 ale Austriei care sunt prezente la București. Pentru că Raiffeisen și Erste, care sunt în topul băncii austriece, sunt prezente în România și sunt în top 5 bănci ale României. OMV-ul este cea mai mare companie de pe teritoriul României. Locul 1 și 2 sunt ocupate de rafinare și de OMV, deci cele două companii OMV. De asemenea, cei de la asigurări, grupul Unita, sunt austrieci. Por și Strabag, una din două din cele 10 companii românești care activează pe teritoriul României sunt austriece și așa mai departe putem merge la o mulțime de companii pe care le au austriecii prezente. Eu cred că aceste companii trebuie luate ca asociați în demersul nostru și să devină factor de presiune în diplomație economică pentru a explica guvernului de la Viena că cadrul economic din România și piața românească e una unde se respectă statul de drept, unde regulile economice sunt respectate și unde ei fac miliarde și miliarde. Și că le afectează inclusiv business-ul lor, pentru că pierd bani, inclusiv datorită granițelor rămase, companiile austriece, nu doar companiile, și Kronospanul pierde bani, și Schweighofer pierde bani, și toate companiile austriece prezente la București. Și ăia cu Red Bull, cu băuturile energizante.